În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Vreau să știți că pentru noi slujba de din dimineața aceasta a fost ceva deosebit. Pentru că așa liniște n-am mai avut de multă vreme. Nu e vorba că duminica este gălăgie, Doamne ferește, mânie pe Dumnezeu, cum zice românul. Dar a fost o slujbă ca pentru noi. Eu și Părintele Alin ne-am simțit că parcă am slujit numai pentru noi. Și nu este o constatare egoistă. Dar pentru mine a fost ceva mai mult în sensul că mi-am adus aminte că același număr de persoane eram în biserică atunci când am fost eu instalat, cum 20 de ani, pe 1 octombrie. Noroc că am mai mulți leși. Am vrut de multe de aici și m-am însoțit și cam tot atâția erau. Dar astăzi m-am simțit într-adevăr că Dumnezeu, atunci când a spus pilda dracmelor și pilda oii rătăcite, a spus-o pentru sufletul nostru, să știți. Pericopa Evangheliei de astăzi este una tulburătoare, pentru că nu înțelegem de cele mai multe ori, ne considerăm că este spusă pentru ceilalți, pentru alții, dar nu pentru noi. Și anume spre Mântuitorul, spune Sfântul Evanghelist Luca, Mântuitorul era înconjurat de toți vameșii și toți păcătoșii. Acum vă imaginați că Sfântul Evanghelist Luca scria unui dregător roman și când spunea toți, vă imaginați că trebuia să înțeleagă cel care citea, primul care citea, citit-o a fost Teofil, care a fost și scris această evanghelie, toți, vreau să zic că nu putea să spună, dintre farisei sau dintre păcătoși, nu, dintre vami și de păcătoși, toți. S-au adunat și farisei au făcut să facă acesta, de ce este înconjurat acesta de toți păcătoși și toți vami. Și atunci Mântuitorul le-a spus, dacă vi se întâmplă vouă să aveți 100 de oi și una dintre ele se pierde, nu lăsați oare pe celelalte 99, ci vă duceți și o găsiți pe cea care s-a rătăcit și când o găsiți, spuneți, iată, am găsit oaia cea rătăcită și vă bucurați cu prietenii voștri. Au care dintre gospodine atunci când are 100 de dinari, 100 de drahme, și dacă pierde una, nu se duce și o caută și când o găsește, cheamă prietenele și le spune, iată că am găsit drahma cea pierdută. Iubiți credincioși, noi avem mai mult de 100 de gânduri. Puteam să fim în cel puțin 100 de locuri acum. Și iată că suntem aici. De ce suntem aici? Pentru că am constatat că în atâtea locuri ne scapă ceva. Am început postul și parcă simțeam că totuși lipsește ceva. Adică ceva acela pe care nu putem să-l definim, dar pe care îl simțim. Și chiar mi-aduc aminte de un cuvânt frumos pe care Părintele Director la seminar le spunea, dacă vreți să știți despre o slujbă că este bine primită lui Dumnezeu, în biserică întrebați pe o mamaie cum a fost slujba. Și iau să vă spună foarte sincer. Zice, mamă, parcă a lipsit ceva. Să știți că nu poate niciodată să vă spună ce a lipsit. Dar știe că a lipsit ceva. Sau, dacă a fost într-adevăr o slujbă deosebită, zice, da, părinte, a fost o slujbă deosebită. N-a lipsit nimic. Zice, nu poate să vă spună ce n-a lipsit. Dar, sigur, simțământul acesteia vă va da nota slujbei respective. Nu nota 10 sau nota 9. Nota cu care să vă duceți în cer. Pentru că Dumnezeu vrea ca această slujbă să pornească de la pământ să ajungă la cer. E bine și revenind la ale noastre, printre cei 100 de locuri pe care aveam să le vântuim noi, chiar în clipa de acum, Dumnezeu ne-a rânduit să ne întâlnim cu noi înșine. Adică să căutăm drahma cea pierdută, să căutăm oaia cea rătăcită, adică sufletul nostru. De multe ori ne rătăcim, crezând că facem ceva pentru noi și aflăm astăzi, în liniștea aceasta, ce ne lipsește. Dacă eram în orice alt loc,
liniștea pe care am trăit-o cu un ceas și jumătate aici, nu puteam să o găsim. De aceea trebuie să ne impedim în cap. Sunt foarte multe lucruri după care noi alergăm. Acum, din punct de vedere material, trebuie să nu stăm așa, cum zice românul, pică vară mălăiață. Dar, în această alergare, trebuie să ne aducem aminte de oaia cea rătăcită, de sufletul nostru care face să avem o sută. Dacă nu avem sufletul, nimic nu mai este valoros. Și omul acela, când a pierdut o oaie, bine, nu mai se valorează cele 99. Nu e suta. Așa e și cu noi. Nu suntem întregi până când nu ne adunăm. Și iată că am învățat ceva. De acum înainte ne vom strădui ca să lăsăm pe celelalte 99, care, zice foarte frumos Mântuitorul, care nu au nevoie de nimic, să stea locul lui și noi să căutăm liniștea. Pentru că a suta oaie și a suta dracu este liniștea din noi, este sufletul nostru. Și dacă știm să îl găsim, atunci chemăm și celelalte bucurii ale noastre să fim împreună. De aceea mesajul nostru de astăzi este să ne regăsim pe noi. Să nu credem că suntem compleți atunci când alergăm de colo-colo. Să nu credem că ne-am făcut datoria atunci când nu mai știm de capul nostru. Ci să știm că dacă Dumnezeu ne-a lăsat 24 de ore, trebuie să le împărțim, așa cum am spus și altă dată, să le împărțim la 3. Să fie 8 pentru a lucra, 8 pentru familie și 8 pentru sufletul nostru. Dacă vom face din această zi împărțirea aceasta treimică, cu siguranță că nici doctorul nu va mai avea ce să caute pe lângă noi. Acum o să spuneți, bine, bine, dar să moară el de foame, nu o lăsați ca cu ce să se ocupe. Nu asta e preocuparea noastră. Preocuparea noastră este să ne găsim sufletul, să ne găsim liniștea și de aceea ne bucurăm tare mult că am început postul acesta în care în fiecare miercuri vom cadența aceste slujbe. Dacă nu veți fi aici din binecuvântate fiicii, să știți că noi vom fi și ne vom ruga și pentru cei ce din binecuvântate fiicii nu se află aici, cum de admite la făcut și astăzi. Să vă dea Dumnezeu un post ușor, o folos duhovnicesc, tot ceea ce vă doriți să iasă bine și așteptăm ca Bunul Dumnezeu de Crăciun să ne dea răsplată pentru grija pe care am avut și pentru sufletul nostru. La mulți ani și sănătate!